După cum am spus în clipul trecut, vreau să facem o filmare și afară, la iepurașul de afară, matca de berbec și matca de fluture. Începem cu femeluța Salander, femeluța berbec, sperioasă, nu mi-a acceptat monta pe care am făcut-o. Eu așteptam pui, însă nu, sub nicio formă nu mi-a luat. Am montat-o astăzi. Am reușit o montă cu masculul. Decât una singură. Vedem ce va fi. Asta e. Nu întotdeauna ies planurile și nu întotdeauna iese cum vrem noi. Până la urmă, totul depinde de ei. Avem mascul aici, un căpos, mascul din februarie, e cu minte, a făcut un cap foarte bun, căpos, o corană bună, ce vrei vă, gata. Mai dau fată. Da. Este un mascul care mi-e drag de el. Cu toate că înainte era mai micuț, însă s-a dezvoltat frumos. Stă să pui mâna pe el, să-l mângâi, n-are nicio treabă. E cu minte și îmi place. Aici avem femela Jeanette. Fluture german de la Rus Cătălin, născută la el în crescătorie și crescută de un prieten de la mine de la asociație, gestantă. Pe luna viitoare, pe 4, pe 5, cam așa, vă aștept să fete. Este un cuib pe care îl aștept în nerăbdare. Femeluță grea, cu kilograme bune, sărită de 7 kg, 7300 cam așa ceva, și de-aia spun că vreau să fete, să vedem ce pui va scoate. Aici am o lungilă asta, mascul de fluture nou achiziționat, acum 2 săptămâni, de la Rus Cătălin, este pui, este din 9 mai, un mascul bun, cu musculatură bună, kilograme pe măsură, 4,9 kg, cântărei puțin mai devreme, se apropie de 5 kg, însă e pui și are mult de confirmat. Un mascul pentru matcă, mascul de viitor pe care mi-l doream în matca mea, în crescătorie. Aici am masculul celălalt, mascul de fluture, matur, cu care am montat femela Jeanette, prezentată puțin mai devreme. Un mascul care își face treaba bine, este pe albastru. Iar acesta este pe negru. O să pun pe aici. Aici avem o femelă Charlie de fluture. Tot așa. Așteptăm și de la ea pui. Montată cu fluturile, cu mascul de aici, cel albastru, vedem ce va da. Da. La Uriaș, voi reveni cu un clip puțin mai târziu, altă dată când va mai trece un pic timpul.
Aceasta este matca de afară, matca de perechea de berbeci și fluturi. Salutare!